Salutare! Dacă dorești să cumperi o husă de pe MobilFox, folosește codul MITRU pentru a avea 20% reducere la toate husele de pe site. Salutare fermierilor și bine v-ați găsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip continuăm seria Ferma Balcanică. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pe butonul de subscribe, cu tot clopoțel pentru a nu rata absolut videoclip de pe canal. Bun, și să trecem noi la episod. Fraților, după cum știți, eu am plantat acest teren tot cu boabe de soia, așa că în acest videoclip vom începe cu această treabă să recoltăm noi toată soia de aici, să vedem câtă producție o să scoatem de aici și o să vă povestesc eu pe parcurs ce mai avem de făcut. Ne urcăm aici în combină și să îi dăm o pornire. Așa. Ia să vedem, pornește? Pornește, a luat-o din prima. Asta e. Bine. Și după cum puteți observa, eu am pus aici o mică rampă, deoarece am închiriat o remorcă pentru a putea duce tot silozul de aici. Am luat o remorcă mai mare pentru a ne fi mult mai ușor să transportăm și noi tot de aici. Plus că de aceste remorce o să avem nevoie pentru a încărca aici toată soia. O să las eu totuși cât trebuie. Stai să vedem dacă și prindem. Ia uitați cum se zgâlțeie toată. Da, văd că este perfect. Deci cam așa, o să-i dăm aici totul cum trebuie. Și mai apoi o să ne băgăm noi aici să adunăm și să vindem de fapt tot silozul de aici. Dacă am blocat, bun, perfect. Și da, după cum puteți observa, trebuie să încărcăm de acolo. Avem undeva la 258 de tone, cum a zis în episodul anterior. Și sincer, sper să scoatem destul de multă productivitate de acolo și destul de mulți bani încât să ne cumpărăm și noi animalele, pentru că asta ne interesează pe noi cel mai mult. Să ne cumpărăm animale, să putem progresa mai rapid. Așa că să vedem în acest episod dacă vom reuși să facem această treabă. O să ridicăm puțin aici. Ia, aici este cam nasol. Ăla e. Da, e cam urât aici, că trebuie să urcăm la deal. Oricum, de aici nu o să stăm foarte mult. O să băgăm și un mic timelapse dacă tot. Momentan îi mai dăm așa să vă povestesc ce mai avem noi de făcut pe aici. Oricum, în acest episod ar trebui de fapt neapărat ca noi să aranjăm și baluții acolo, deoarece ați văzut că nu i-am aranjat încă, așa că o să trebuiască să facem noi această treabă. A rămas acolo remorca de nu știu câte episoade, așa că noi trebuie să ne băgăm acolo frumos să îi aranjăm. Oricum, nu avem foarte mulți. Și este posibil să facem un mic timelapse dacă tot suntem la subiectul acesta. Oricum, și de aici o să fac timelapse, deoarece nu vreau să vă plictisesc foarte tare cu recoltatul. Dar dacă tot suntem aici la recoltat, puteți să lăsați acolo jos în comentarii, să nu dați mai în față și să vă uitați aici cât timp vă uitați, să scrieți acolo în comentarii câtă producție credeți că am scos. Scrieți acolo 5 tone, 10 tone, 20 de tone, ceva de genul. Și sunt curios acolo dacă o să chicească cineva. Bine, dacă o să dați în față, este clar. O să, dar nu, până la acest minut. E că sunt mega curios. Oricum, baloți nu o să facem. Văd că putem să îi dăm aici, să facem baloți. Am acel mod care îți permite să faci baloți cam din orice. Dar, sincer, nu prea l-am folosit, pentru că, nu prea se merită. Și da, poate ați observat voi că mai avem undeva la 3300 de euro, deoarece am închiriat o remorcă. O remorcă la, nu știu câte tone are, undeva la 20-23, deoarece oricum avem John Deere-ul și putem să tragem remorca destul de lejer. Aici iar o să se blocheze, stați așa. Dați așa că nu e așa. Trebuie să ridicăm puțin aici. Perfect, urcă acum. Uitați, fraților, cât de greu urcă. Foarte greu. Bun, gata. Cam derapează acolo, sunt foarte multe gropi și nu. Asta este. Și am și dormit puțin. A trecut destul timp, să spun așa, pe joc, suntem în luna august. Pentru că cam aici este, cum să vă spun, marja de preț unde este cel mai bun. Așa că acum o să și vindem noi absolut tot și boabele de soi o să fie tot așa destul de ok, dar să vedem.
Bun, mai avem foarte, foarte puțin și o să fie full. Ia să vedem. Gata. Este full, fraților. Hai să dăm și ăsta. Perfect. Ne dăm aici jos. Și să mergem noi cu UTB-ul. O să iau UTB-ul de data aceasta. O să-l decuplez de aici. Pentru că, na, o să avem nevoie. Asta e toată treaba. O să avem nevoie de două tractoare. Așa, ne-am urcat aici în el, îi dăm o pornire. O să avem nevoie de două tractoare. Unul pentru a putea transporta boabele de soia și unul pentru a putea transporta silozul de acolo. Oricum, nu o să las tot procesul la vândut de siloz, deoarece o să ne ia destul de mult. Și sincer, nu aș vrea să vă plictisesc foarte, foarte tare. Pentru că, sincer să vă spun, eu abia aștept să cumpăr animalele și cu siguranță și voi așteptați această treabă. Pentru că o să fie mult, mult mai fain, plus de asta o să putem să facem și noi alte lucruri pe aici. O să mai mișcăm, mai cumpărăm unele utilaje, deoarece e bun. Tractoare ne-am cumpărat, deoarece ne-am cumpărat două. Dar nouă ne trebuie neapărat și niște utilaje pentru a putea munci cu John Deere-ul mai bine. Văd că am lăsat farurile aprinse la el, nu este problema. Că ăla ține bateria, are bateria mare, fraților. Nu e problemă. Aici avem două, eu zic că o să ne ajungă cum trebuie. Totuși. Hai să vedem, a cincea duce? Avem șansul ăsta pe aici. Uite-l, trebuie să iau puțin mai câș ca să nu ating acolo în burlan. Și după o să îi dăm un timelapse, fraților, dar mai întâi să descărcăm de aici. Să descărcăm noi tot. Ia să vedem. Ia, cum a ieșit această dată? Cred că a ieșit bine. Ia uitat aici. Na, cam atât. 2 tone 150. E bine, din prima tură. O să dau puțin UTB-ul în față aici. Să-l trag aici pe o laterală. Ca să avem loc aici. Bun, cam așa. Îl oprim aici. Lăsăm. Și mergem înapoi în combină, fraților. Să ne urcăm aici. Aia zic. Bun, închidem noi și burlanul. Stăm puțin înapoi. Și de aici, fraților, o să vă las eu cu un mic timelapse și... Haideți că nu mai avem foarte, foarte mult aici. O mică bucățică. Și mai apoi posibil să mergem noi cu remorcile să și vindem de aici, dacă tot. Vindem tot ce avem. Cam asta este. Oricum, sunt mega curios câți bani să scoatem de aici, deoarece nu am scos o producție extrem de mare. Dar eu zic că este decentă. Este destul de ok să și ridic ăsta, perfect. Ficăm aici header-ul și să ne punem aici la prima remorcă. Cred că doar cu o remorcă să avem de mers. Cred că cam atât. Mi se pare că încape tot aici, că avem undeva la 6 tone jumătate în cap aici. Da, deci se pare că doar atât. Mai întâi mergem, ducem aici combina, o punem acolo în garaj să fie cum trebuie. Și mai apoi fugim repede cu UTB-ul, vindem tot de acolo așa. Și să vedem, mega curios cât o să spatem. Sperăm să ne facem acolo de o pită, să spun așa, fraților. Măcar așa ceva, un pic bun. Cred că o remorcă o să decuplez. Pentru că nu știu dacă se merită să le luăm pe ambele. Pentru că până la urmă doar una este încărcată, așa că nu se merită.
Hai da. Dăm aici a 5-a. Văd că duce cu a 5-a la mic. Deci da, o să decuplez eu chiar acum o remorca pe aceea din spate, să o decuplez. Pentru că nu avem nevoie de două. Bun, cam atât. Ne dăm aici jos și o decuplăm noi. Perfect. Și să mergem acum să vedem, că sunt foarte, foarte curios cât o să spatem. O să iau așa pe lângă această rampă. Această rampă am pus ca să pot să ajung cu ifronul sus la acea remorcă, deoarece este destul de înaltă. Așa că nu putem noi să ajungem, deoarece ifronul nu ridică foarte mult. Așa că trebuie să ne punem aici o mică rampă. Așa că, da, dar ne vom descurca noi. Oricum, iar o să am acel drum de făcut destul de mult timp, dar nu este nicio problemă. Important este să vină banii, fraților. Asta este tot ce contează. Și sunt foarte curios la final de videoclip câți bani o să scoatem și dacă ne permitem noi să cumpărăm oile și ce mai avem noi în gând. Oricum o să mai vândem pe aici, o să mai vindem una alta și mierea și tot ce mai avem pe aici. Așa că sperăm să ne iasă niște bănuți destul de frumoși. Am văzut că încep și găinile să facă ouă, așa că putem să mai vindem și de la ele. Deci asta este forță. Este foarte, foarte BN. Bun, să intrăm și am intrat și din interior. Să mai conducem UTB-ul ăsta și din interior. Păi da, cum? Îi dăm aici a 5-a, că avem vale să duce ca lumea, coboară singur. Ba chiar. De aici am cumpărat noi de la omul acesta dânsa, de aici am cumpărat 445-ul, după cum știți din episodul anterior. Și da. Sincer, sper să vă placă acel tractor. Am văzut la ultimul videoclip că a fost ok, a spus că a fost ok alegerea. Și sincer, mă bucură treaba aceasta. Ok, să dau din exterior. Trebuie să cuplăm noi furtunele. Nu o să meargă așa. Să vedem pe ce parte descarcă. Pe stânga, perfect. Pe stânga să cuplăm noi aici toate cablurile. Perfect. Și să vedem dacă merge să descărcăm aici. Perfect. Acum merge. Descărcăm așa pe această parte. Ia să vedem, bănuții, cât o să facem. 7000, văd că se duc destul de bine banii. Se duc destul de bine, fraților. No, 14.000. 14.000 de euro până acum. Din silos mai spatem vreo 30-40.000. Poate chiar și mai mult. Așa că o să ne permitem destul de bine să ne cumpărăm noi animalele. Oricum, o să iau oi, undeva la 20 de oi, cam așa plănuiesc să cumpăr. Eu zic că este destul de ok. Sper să apuc să fac acolo baloți, să-i aranjez. Oricum, am spus, nu este o grabă, dar dacă o să avem noi timp și putem, asta o să facem. O să vinem și după aia o să aranjăm baloți, în caz că mai avem timp. Dacă nu, asta este. Văd că tractorul tot aici este, mai are de reparat pe la el. Se pare că acum este gol, nu și-a mai cumpărat nimic. Din păcate. A spus că plănuiește să-și mai cumpere un tractor, dar încă nu știe ce. Parcă avea ceva și mai mare asta. A luat acest UTB pentru a avea două mai măricele așa. Ei, plănuiește să-și mai cumpere un tractor de 100 de cai, ceva de genul. Deci, da. Posibil să îl împrumutăm și noi. Și poate pe viitoarele clipuri o să avem și niște prestări servicii. O să trebuiască să mergem noi aici în sat la câțiva vecini și să le facem muncile lor. Vecini ce nu prea, cum să vă spun, nu au posibilitatea să cumpere un tractor și chestii de genul, o să mergem noi și o să facem prestări servicii. Posibil să, acum depinde de caz, ce dorește să facă. Dorește să, cum să vă zic, dorește să ducă ceva, să transporte ceva, dorește să facă, nu știu, cu totul altceva, de exemplu să are. Dacă o să dorească arat, o să trebuiască clar să mergem cu John Deere-ul, să facem prestări servicii cu John Deere-ul. Așa că o să vedem pe viitor ce oferte primim și ce mai avem pe aici de făcut. Bun, să ne urcăm aici, în John Deere, dăm o pornire. Asta e, bun. Intrăm din interior de aici și decolăm. Mergem acolo la magazin să vedem. O să încerc să iau eu pe aici, că pot să ocolesc așa perfect ifronul.
și mergem acolo după remorcă. Este închiriat, într-adevăr. Nu am avut bani să cumpăr remorca, dar eu zic că este cum trebuie. Important este să meargă și să putem să încărcăm mai mult în ea, undeva la 23 de tone. E perfect, zic eu. Așa că o să vedem chiar acum cum putem să facem noi treaba. Merge sau nu merge cu acea rampă? Dar este posibil să meargă. Tot ce este posibil. Bun, dăm aici cu spatele. Să o cuplăm. Bun, cam așa. Ceva de genul. Cuplăm aici tot ce trebuie. Să vedem, merge? Perfect, a mers. Și cam asta este remorcuța. După cum puteți voi observa, cam asta este. Are niște roți destul de mișto pe ea. Chiar arată super bine. Și este posibil să ne cumpărăm și noi una. Să nu stăm cu ea închiriată, da? Așa, și să mergem. Vă dau de aici, din afară, cadrul, deoarece vreau să o vedeți și voi mers. Să știți că este destul de mare. Sper să tragă giundirul, asta e problema. Dar eu zic că o să tragă. Am ales așa, mai... Încercat să aleg după mărimea tractorului. Deci ce vă zic, dar nu știu dacă mi-a ieșit. Puteți lăsați în comentarii. Este prea mare pentru acest giundir sau este decentă? Lăsați acolo jos în comentarii să vedem ce părere aveți. Dacă este ok sau este prea mare. Mie mi se pare puțin cam mare, ce-i drept, dar e ok. E ok, e bine că o trage. Haideți să mergem aici. Dăm aici blană și o să pun direct acolo la rampă. Pentru că acolo avem noi mare, mare nevoie. Să iau cumva mai așa. Încerc să mă bag cât și cât mai aproape. Ceva de genul, mai aproape. Mai aproape, dacă se poate. No, fraților, ceva de genul. Oprim aici farurile, girofarele și motorul. Bun. Mergem repede după ifronul nostru, repede, repede, și să îl aducem aici, dăm o pornire. După cum puteți observa, nu mai are capotaje, nu mai are nimic. Tot așa l-am lăsat, am zis să mai respire și el, să își tragă aer mai mult. Și ce vă zic? Trag aer mai mult și cel. Ușor, 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 că decolăm pe aici, bun. Și să ne băgăm aici în pâine, fraților, să încărcăm. Oricum, vedem dacă mai apucăm să facem altă treabă pe lângă asta, deși nu cred. Este posibil să nu. Ia să vedem. Mai cade, nu mai cade pe lângă. Acum, într-adevăr, avem ceva de mers. Și, na, procesul acesta o să dureze puțin, asta este clar. Dar o să încărcăm 2-3 cupe și mai apoi să... O să bag un mic timelapse aici, până o să încărcăm noi o remorcă. Hai să vedem, ajunge? E ce trebuie sau nu e ce trebuie? Da, e perfect. Ia uitați, așa. Bun, primele 2 tone sunt aici, băgate. E tot ce trebuie. Acum sunt foarte, foarte curios, totuși cât o să scoatem și de aici. Avem, după cum puteți observa, 14.000 de euro. Eu zic că e decent, e decent, momentan. Să vedem la final cât o să scoatem. Oricum, o să dureze, asta este clar, până încarc eu aici. Asta este clar, o să dureze mult, avem destul de multă încărcătură aici. Și asta e bine, nu e problemă neapărat că avem mult de încărcat. Că o să vină banii, fraților. Asta e important. Așa că să gândim pozitiv aici, așa. Bine, este posibil să iau ceva și mai mare. Poți că acest ifron se ține destul de bine pe balamale, să zic așa, și duce destul de mult. Văd că și ține. Ia să descărcăm aici. Bun. Și, fraților, o să vă dau eu aici cu un mic timelapse să vedeți cum încărcăm noi aici. Măcar o remorcă să lăsăm pe clip. Keep burning down. No, you won't hear a sound.
world within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone, and I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. Fraților, mai avem foarte, foarte puțin de mers, după cum puteți observa, suntem aici la această curbă, așa că o să mergem aici, o să descărcăm și mai apoi o să revin eu cu ultima remorcă pe care o să aducem. Așa că momentan vine pe aceasta și după aia o să opresc și o să revin. Oricum, să știți că această remorcă e destul de greuță pentru acest John Deere. Adică se observă, deoarece îl mai aruncă puțin așa de spate, și îl simt cum alunecă, cum fuge așa parcă de spate, de să alunece într-o curbă așa parcă se simte puțin dubios. Oricum, da, la ce încărcătură avem este clar că acest John Deere o să sufere o leacă, dar nu avem ce să facem pentru a putea vinde mai rapid. Trebuie să facem această chestie, că nu avem altcumva cum, pentru că nu se merită să stăm o grămadă de timp să vindem doar silos. Că na. Oricum, în acest videoclip nu mai apucăm să aranjăm nici de data aceasta baloții. Dar este posibil în următorul videoclip, când posibil să cumpărăm și animalele. Depinde câți bani o să avem. Dacă nu o să avem foarte, foarte mulți și nu o să ne permitem, o să mai iau câțiva din bancă. Mă rog, nu foarte mulți. Vreau să iau puțin. Să nu iau foarte, foarte mult, să fie totuși cât de cât ok. Oricum, nu știu cât o să luăm, văd că undeva la cât o să avem acum, văd că tot urcă, 21.000. Deci, am scos undeva la 6.300 pe o remorcă din aceasta. Așa că noi o să avem undeva la, cât să spun, vreo 10-15 remorcă în acestea. Deci, cam da. Bun, păi cam atât. O să revin eu îndată cu ultima remorcă, fraților. Perfect, fraților, am ajuns aici și cu ultima tură. După cum puteți voi observa, am făcut destui de mulți bani. Adică ne apropiem undeva la 90.000 de euro. Mi se pare super, super bun. L-am prins la un preț extrem, extrem de bun. Așa că, ce să mai, în episodul următor, tot ce este posibil să ne cumpărăm următoarele animale și posibil câteva achiziții pe aici prin fermă, cum ar fi un utilaj, un ceva. Deoarece în tractoare momentan nu. Nu mai bag, deoarece este suficient. Bun, și vom merge noi spre casă repede așa. Și în timpul acesta o să fac eu outro-ul, fraților, deoarece acest clip este destul de lung și nu aș vrea să îl fac foarte, foarte lung, deoarece este posibil să fie destul de plictisitor. Așa că în episodul următor o să aranjăm noi și acei baloți. O să facem tot ce mai avem noi de făcut, dar printre toate cele o să bag și aranjarea baloților. Pentru că, sincer, tot aștept, spun că fac și nu mai pot să fac. Așa că, în următorul episod, dacă tot am dat și de bani aici, o să ne mai ocupăm o perioadă de bani, cel puțin câteva momente, câteva episoade, așa că o să îi dăm aici talpă și, da, în următorul episod este posibil să cumpărăm animalele, fraților. Bun, și cam atât cu acest videoclip, fraților. Eu sincer sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pe butonul de subscribe, tot clopoțel, pentru a nu rata absolut niciun clip de pe canal. Și cam atât. Eu sincer vă mulțumesc. Voi a fost fratele vostru Mitruș. Pa, pa!